revin și vedem povestea neștiută a artistului care trăiește în curtea unei biserici în mijlocul aglomerației din București. Cum a reușit să întinerească cu 20 de ani după ce a scăpat de patima băuturii? Care a fost momentul când a decis să nu se mai risipească? Și ce învață acum pe studenți, că nu este doar artist și om de cultură, ci profesor la Facultatea de Litere la Universitatea București? Respectați-vă părinții și trăiți în rânduială. Așa i-a îndemnat pe tineri la gala senior de colecție, care își propune să fie o punte între generații. Cum ai reușit să întinerești cu 20 de ani? Cum să întinerez? Dacă mama mea de Crăciun a fost acasă și a venit și m-a colindat la 88 de ani. Tata meu a fost tâmplar și mama mea trăiește, are 88 de ani și a fost casnică și îngrije vacile satului. Așa a fost mama mea și așa e mama mea. Dar atenție! Știi ce a zis mama către mine când m-am dus să mă la nuntă? Acolo au fost oameni, mireasă, au venit cu neamul să pună bani, știți cum se face la nuntă. Mama a venit cu ce a avut. Și-a zis, bă, Grigore, m-am văzut că ești pus bani aici la nuntă, mă, de tot, mă. Noi suntem așa cum suntem. Dar, mă, Grigore, ți-am dat și eu rece. Păi ce mi-ai dat, mamă? Zice, bă, Grigore, mă, eu ți-am dat glasul, că numai atât am avut. Și-a zis, mamă, și cu glasul ăsta, eu mi-am aflat loc în lume. Ce trebuie să primesc eu mai mult de atât? Și Dumnezeu mi-a dat harul. Și pentru asta, în fiecare zi, trebuie să mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat harul ăsta. Eu nu fac business din horii de domnilor. Eu nu m-am transformat în ciubucar. Aveam nunți, mă chemau la nunți, nu m-am dus. N-aveam bani să-mi cumpăr o franzelă și m-am ținut. Eu m-am dus și serveam la cantina George Coșboc cu copiii de clasele 1-4. Nu m-am dus la universitate la cantină, că nu mi-am permis. În jurul meu am avut oameni luminați în toate domeniile. Eu nu stau în cartierul francez, domnilor. Eu stau într-o cămăruță de 4x4. Păi mi-ajunge. Păi m-am gândit cum a stat Cioran. Pavel Culianu, fii atent, Petre Culianu, cărțele erau în pat și el dormea jos. Noica era la Pâlteniș. Îi ziceau aia cea sornicaru. De ce trebuie să-mi fac eu vile? Nu am nevoie. Vilele mele sunt aici, în inimă. Știi când e rău, când n-ai nimic de făcut. E grea viața lângă un artist, Grigore? Nu, la mine nu mi-e grea deloc. Am băut, care-i problema? Am băut, erau nunți, mă duceam, beam, la mormântări. Dar acum nu mai beau, nu mai vreau. Nu mai beau. Și mă simt foarte bine, sunt puternic, pot cânta, scriu cărți, scriu, mă adun. O vorbă aruncată la întâmplare este mai gravă ca păcatul. Te-au durut vorbele oamenilor, Grigore? Ce nu vezi cu ochii tăi? Venta cu gura. Aici aș putea face o paranteză. Câteodată, știi ce, mă năcăjesc. Când a fost acel moment când ți-ai dat seama că trebuie să mergi pe drumul tău și să nu te risipești, că au fost vremuri complicate. Da. Știți la ce vârstă m-am dus eu să fac studii la Academia de Muzică Dima? La 37 de ani. Cu un copil după mine și dormea cu mine în paturi la academie, suprapuse, eu dormeam cu soția și copilul meu dormea deasupra. Și mâncare o făceam la parter și o aducem și el mergea la liceul de informatică. Asta a fost viața, o trebuie să trec prin asta. În timpul acesta o trebuie să am grijă. La mine bradul de Crăciun era îmburdat în casă și nu era făcut. Și copilul plângea lângă brad.
Păi tate, unde e? Tata era cu colindătorii. Eram cu colindătorii. Când mă duc cu colindătorii, eu trebuie să beau cu ei, trebuie să petrec cu ei. Dacă am fost cu bețivi, eu trebuie să stau cu bețivi. Și atunci asta înseamnă pentru mine risipit. Dar în risipirea asta am auzit cele mai frumoase cântece de pe lume. Covină plai cu soare, te-au călcat ruși în picioare. În două locuri am cântat acest text. Odată, în prezența ambasadorului Rusiei la București, s-a ridicat de la masă și a plecat. A doua, în sala Unirii, știți unde președintele României numește miniștri? Acolo au fost două concerte. Odată corul Madrigal și odată eu am avut concert în sala Unirii, la Cotroceni. Și acolo am cântat acest text, președinte atunci era Ion Iliescu. Era scandalul acela cu minerii pe la guvern. A venit aici, mi-a plăcut foarte mult. Și-a întârziat. Și oamenii, mă rog, oamenii de acolo, hai să intre înăuntru. Și a zis el, nu intru până nu termină cântecul. A așteptat și asta m-a apreciat foarte mult. A stat la ușă și a intrat după aceea. Era sala aia plină de oameni. Și am cântat textul cu Rusia. Am filmarea și se vede când îl cotește o pască pe Ion Iliescu. Ca și cum ar zice, bă, fii atent ce cântă leșe cu Rusia. Așa, am văzut. Și încă un loc unde am cântat a fost la Cernăuți. La Cernăuți, numai că la hotel m-au condus cu patrula. Așa. Și încă într-un loc, Snegur președinte, în piața din Chișinău, cu 15.000 de oameni, am cântat acest text. Deci am avut câteva ieșiri puternice și riscante. Bucovină, plai cu soare, te-au călcat ruși în picioare. Bucovină, plai cu soare, te-au călcat ruși în picioare. Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. La om nu-i place să-i spui adevărul în față, pentru că el nu vrea să recunoască în față adevărul. Preferă o minciună agreabilă. El în sinea lui știe ce hram poartă. Așteaptă de la tine o iluzie, nu un diagnostic. Grigore, ai fi vrut ca și fiul tău să scalce pe urmă, să-ți urmeze pasiunea? Nu. Nu-ți pare rău că n-a preluat el ștafeta? Eu l-am ales. Copilul a făcut informatică. Eu nu-l oblig nici cu cine să se însoare, nici ce școală să facă. Dar l-ai învățat să cânte? Nu l-am învățat, că cântecul nu se învață, se moștenește. El m-a moștenit. El cântă. Când vrea să cânte, cântă. Dar nu-l oblig eu și să-l aduc lângă mine pe scenă. Ăsta e copilul meu. Uitați-vă la el. Pă, cântă și băiatul Ileșe. Eu nu fac asta. El are viața lui, are 42 de ani, domne. Ce Dumnezeu? La 42 de ani îi spun eu cu cine să discute el, cu cine să se însoare, când să se însoare și când să facă copii. Dumneavoastră trebuie să aveți grijă de oamenii care chiar fac ceva. Nu cred că puteam face ce am făcut dacă nu avem oameni de ispravă în jurul meu. Nu putem face. Dacă mă încurcam tot timpul să fiu cu legănatul, tot timpul când merge copilul meu la skate, nu știu ce,
Când vorbește ăsta, nu cred că puteam face să am performanțele astea. Și atunci aici s-au compus oamenii din jurul meu, soții mei, părinții mei, toți au înțeles ce face Leșe. Respectați-vă părinții și vedeți cum pășiți pe drum. Am o casă în pădure, o casă iubăgească, în satul Stoice. Ea străjuiește casa mea, satul. Sunt 140 de fumuri. Înseamnă 140 de fumuri și în fiecare casă pot fi 4 oameni, 3 oameni. Mai nou unii s-au dus. Umblă. Acolo lumea organizată. Acolo oamenii trăiesc în rânduială. A fost momente dificile și le-am trecut prin cu cântecul. Mă, horea asta, cântecul ăsta pe lume, înțelegeți pentru totdeauna, este cea mai mare minune a lumii.